Bună seara, dragi telespectatori! În această seară vorbim despre medierea conflictelor familiare, cu toate că este un subiect pe care l-am mai abordat, este totdeauna de actualitate. Avem alături de noi pe doamna Vendrami Adriana. Bună seara, Adriana! Bună seara și mulțumim pentru invitație! În calitate de mediator și domnul Răzvan Gheorghe. Bună seara, domnul Răzvan! Din partea Centrului de Mediere Ploiești. O să începem tot cu definiția, să facem un pic o introducere pentru cei care nu ne-au urmărit emisiunile până acum și apoi să intrăm un pic în amănunte despre medierea conflictelor în familie, că familia, până la urmă, e cea mai apropiată și e un subiect de actualitate întotdeauna. Definiția, așa cum bine ați spus, este, o să o spun în mod tehnic, asta pentru că așa spune și legea 192/2006. Medierea este o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unui mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate. De asemenea, medierea este o soluție voluntară a părților și mediatorul este persoana care ajută cele două părți să comunice în mod util, astfel încât acestea să ajungă la o soluție acceptată de ambele părți. Acestea sunt definițiile medierii, mediatorului, definiții tehnice, așa cum am spus, dar aș vrea să transpunem un pic această definiție pe subiectul emisiunii noastre de astăzi. Pentru asta, haideți să stabilim un pic ce este conflictul. Conflictul, cum bine știe toată lumea, poate fi o ceartă, o neînțelegere, dar conflictele de familie pot avea loc între membrii acesteia. Spre exemplu, între soț și soție, între soț și soacră sau socru, între copii și părinți și așa mai departe. De asemenea, conflictele pot genera dintr-o neînțelegere sau o diferență de opinii, spre exemplu, între doi frați care au percepția asupra unui lucru diferită. Ori un conflict care poate fi, știu eu, între doi soți, așa cum am spus. Astăzi aș dori totuși să ne referim un pic asupra conflictului care are loc între cei doi soți. Pentru că întâlnim din ce în ce mai des în birourile noastre de mediatori persoane care doresc să apeleze la mediere pentru desfacerea căsătoriei și poate și datorită mediatizării din ultima perioadă pe care Centrul de Mediere Ploiești și cu ajutorul dumneavoastră a făcut-o și ne bucură că aceștia au înțeles că medierea este o soluție facilă de desfacerea căsătoriei lor. Cum fac ei asta? Vin la noi în birou, apelează la mediator, însă există mai multe situații în care aceștia apelează la noi. Există situații în care există ca rezultat al căsătoriei acestora un copil și există situații în care nu există copii. În situația în care nu există un copil în familia respectivă, lucrurile stau destul de simplu. Se poate rezolva asta într-o oră, două sau după caz și în funcție de disponibilitatea părților. Iar în cazul în care există și un copil, acolo lucrurile stau un pic mai greu. Se rezolvă un pic mai greu, pentru că atunci când există un minor, aceștia se mișcă un pic mai greu din căsnicia pe care ei au stabilit-o o perioadă de timp. Copiii înțeleg mai greu mai acest greu, aspect. De exact, ce să aleagă între mama și exact, tata, nu? Percep altfel separarea părinților. Ei sunt afectați în mod direct pentru că și pe termen lung, pentru că ei nu înțeleg de ce persoanele pe care le iubesc cel mai mult și pe care s-au bazat până la momentul acela în mod direct, nu mai pot conviețui împreună. De aceea, în timp ei se pot victimiza, au impresia că este vina lor, pentru că un copil, un minor, percepe altfel lucrurile acestea decât un adult. Este demonstrat științific că un copil crescut într-o familie monoparentală, dar care beneficiază de atenția ambilor părinți, deci beneficiază și de atenția celuilalt părinte, se dezvoltă într-un mod natural, într-un mod normal, devine un adult
sănătos din punct de vedere psihic și, dacă vreți, și social. Și asta datorită părinților care realizează că trebuie să-i acorde celui mic atenția cuvenită și realizează că trebuie să colaboreze într-un mod eficient pentru acesta. Sănătatea emoțională, dacă vreți, a copilului și a viitorului adult, așa cum am spus, este strâns legată de legătura stabilă și previzibilă pe care acest copil trebuie să o aibă cu fiecare dintre cei doi părinți. Și nu neapărat de domiciliul stabil pe care acesta l-ar putea avea la tată sau la mamă. Vorbim și am vorbit și în alte emisiuni despre asta, despre legătura stabilă și previzibilă, așa cum am spus mai devreme, pe care acest copil ar trebui să o aibă cu fiecare dintre cei doi părinți. Dar poate o să mă întrebați cum se poate face asta în condițiile în care există un conflict. Acolo trebuie lucrat în mod direct cu cei doi părinți. Trebuie mediatorul nu o să-i facă niciodată să înțeleagă pe aceștia că ar fi mai bine să se împace sau nu. Nu, el nu face asta, nu are din punct de vedere legal această... De fapt, cum stau lucrurile în viitor și ce ar fi și mai bine pentru copil, nu? Nici de cum. Nici de cum. Mediatorul nu are rolul de a împăca părțile. Părțile vin la mediator în condițiile în care ei deja au hotărât să se despartă. Ei trebuie, acolo trebuie să găsească o soluție amiabilă. Deci ei nu doresc, nu vin la mediator să se împace, nici la judecător. N-ați avut cazuri când s-au împăcat? Nu s-a întâmplat niciodată? Ba da, spre surprinderea noastră au fost și cazuri care, după ce au discutat o perioadă de timp în ședința de mediere, au plecat de acolo, dacă nu împăcați, cel puțin prieteni. Pentru că mediatorul a făcut în așa fel încât a realizat puntea aceea de legătură între cei doi, astfel încât comunicarea să realizeze faptul că cei doi au ceva totuși în comun, că doar de aia s-au căsătorit. Adică n-au ajuns să se căsătorească în condițiile în care erau dușmani la momentul acela și acum, peste noapte sau peste, știu eu, un timp de un an, 2, 3, 10, au devenit dușmani. Acolo s-au întâmplat niște conflicte în decursul timpului, care rezistă sau nu mai mult în timp. Depinde de la persoană la persoană, depinde de la cuplu la cuplu. Dar, cum spuneam, atunci când există și un copil în această familie, lucrurile se complică foarte tare. Pentru că trebuie, chiar și după separarea aceasta a părinților, pentru că trebuie spus că sunt persoane care nu toți vin să se separe în mod, să-și desfacă această căsătorie pe care ei au realizat-o. Sunt și părinți care poate, spre exemplu, unul pleacă în străinătate la muncă și doresc să vină la noi pentru a stabili un plan parental, o să discutăm imediat și despre asta, prin care să se stabilească exact care este rolul fiecărui părinte în viața copilului. Deci unul dintre părinți rămâne acasă cu copilul și celălalt pleacă la muncă în străinătate și aceștia doresc să stabilească asta de comun acord pentru ca să care se știe. Care este implicarea fiecăruia exact. În viața deci copilului. Această legătură previzibilă, așa cum am spus mai devreme, se poate realiza prin acest plan. Este, dacă vreți, din punctul meu de vedere, nu este benefic numai pentru copil acest plan parental, așa cum se numește el în termeni tehnici, așa cum este stabilit și prin legea medierii. Este foarte benefic și pentru părinți, pentru că aceștia știu exact ce au de făcut pe termen lung. Știu exact care este rolul lor în viața copilului. Să rugăm pe domnul Răzvan să ne dea cât de cât o definiție, să înțeleagă exact telespectatorii despre ce e vorba cu acest plan parental și în ce constă el. Deci planul parental este un plan părintesc prenegociat de părinți înainte de a ajunge la judecător. Conform articolelor 2 și 64 în legea 192 a medierii, părinții pot stabili un plan parental prin mediere în urma divorțului.
Adică să stabilească exact ce au de făcut, care e rolul fiecăruia, da? Da, da, da. Da. Acest... cum pleacă în concediu, cum să da. Pleacă în excursii. Acest, acest plan parental cuprinde absolut toate în aspectele, în care da, poate, în mare, da? Toate aspectele pe care părinții trebuie să, să le aibă în vedere în ceea ce privește minorul. Părinții trebuie să-și găsească în primul și în primul rând resurse emoționale și intelectuale ca să rămână în continuare, chiar dacă nu mai formează un cuplu, ei rămân ca o echipă în, în creșterea copilului, astfel copilul nu, nu va simți lipsa niciunei dintre părinți. Planurile parentale cad în sarcina părinților și pot conține domiciliul copilului, unde va sta copilul, la mamă sau la tată. Dar acest, acest lucru nu înseamnă că celălalt părinte, dacă, să spunem, copilul are domiciliul la mamă, celălalt părinte nu înseamnă că nu are acces la copil. Și prin acest plan parental se stabilesc o serie de alte lucruri, inclusiv instituțiile de învățământ pe care trebuie să le urmeze copilul, activități extrașcolare, weekendurile, cum și le va petrece copilul, zilele de naștere ale părinților, ale copilului, sărbătorile, zilele onomastice, relația copilului cu familia extinsă, aici intră bunici, verii și alți membri ai familiei. Sau viitorii soți și soții, nu? Sau... e bine să se stabilească și asta, în cazul în care unul dintre ei se recăsătoresc, nu? Să nu apară interdicția copilului exact. Să meargă la noua familie, da, nu? Da, da. Și spuneați dumneavoastră mai devreme referitor de ore. Aici se stabilesc niște ore. De exemplu, dacă în weekend copilul trebuie să stea cu unul dintre părinți, se stabilesc niște ore de comun acord. De obicei, părinții pun vinerea de la ora 16 până duminica la ora 16, când trebuie adus la domiciliul celuilalt părinte. Și atunci nu sunt cred niște ore foarte... Cred că sunt importante și aceste aspecte. Cine le ia, cine le aduce? Da, da, pentru da, da, că am da, observat da, că ies da. Discuții și din, din da, acest păi, motiv. Da, tocmai de-aia un plan parental este bine să cuprindă și relația minorului cu familia extinsă, pentru că îl pot aduce bunicii, îl pot lua bunicii, dar dacă între părinți nu există această înțelegere, se pot ajunge și la, la alte divergențe, să spunem. E bine să se stabilească de la început, pentru că nu mai apare tensiunea aceea. Trebuie să-l sun pe fostul sau pe fosta să stabilesc ce facem în weekendul următor sau da, ce facem cu copilul în excursie, în vacanță. Poate s-au stabilit deja concediile și intervine ceva și unul dintre ei nu poate să-și ia concediu așa cum discutaseră. Deci trebuie să fie înțelegere. Important da. E să rămânem oameni și după astfel de evenimente neplăcute în, în viața noastră. Sigur că da, și dacă îmi permiteți o adăugare, acest plan parental este stabilit numai de către părinți cu ajutorul mediatorului. Mediatorul nu va impune niciodată nimic din tot ceea ce eventual este specificat în planul parental. Să le aducă aminte, anumite aspecte poate el, pe care le scapă, nu părinții? El poate să facă asta sau nu în funcție, dar în principiu un mediator nu aduce niciun fel de adăugire acelui plan parental. Nu, eventual să le aducă aminte, de exemplu, uite, luați în calcul și zilele onomastice. Poate părinții în momentul respectiv că sunt stresați, sunt supărați. Este na? Posibil poate să se întâmple și asta, dar niciodată cu, ca și măsură de impunere a acestui subiect. Nici măcar atâta. Nici măcar atât. Nici măcar atât. Un mediator nu poate să impună nimic în tot ceea ce înseamnă acest plan parental. Cu toate că mediatorul este, așa cum spuneam la început, el trebuie să fie imparțial, el trebuie să fie neutru. Este singura dată când își pierde de imparțialitatea, dacă vreți, pentru că el urmărește interesul suprem al copilului și în momentul în care, poate știu eu, în planul parental există o propunere a unui părinte ca, știți cum era odată pensia aceea alimentară care se oferea de către părintele ce nu era aproape de părinte, de copil celuilalt părinte și poate că, spre exemplu, mama care rămâne cu copilul va spune, nu, eu nu am nevoie voie de acea
acei bani. Pentru, și lucruri din astea? Se mai întâmplă, sunt orgolii la mijloc care poate, chiar dacă ei nu-și dau seama, lucrează un pic împotriva copilului, dacă vreți. Pentru că trebuie să ne gândim foarte clar că acei bani care practic îi se cuvin copilului, deci nu mama se va folosi de ei, ci este dreptul copilului, da? Deci este un lucru la care mediatorul va trebui, de care mediatorul va trebui să țină seama, de interesul major al copilului. E obligatorie medierea în astfel de cazuri? Nu. Nu? Nu este obligatorie medierea în astfel de cazuri. Bineînțeles că nu asta nu presupune neapărat un dezavantaj. Eu v-aș propune să facem totuși o paralelă între ceea ce înseamnă desfacerea căsătoriei la mediator și divorțul în instanța de judecată, pentru că este o diferență. Aici o să vă explic imediat despre ce este vorba. Dar pentru asta aș vrea să începem așa cu pași mărunți și să discutăm despre avantajele și dezavantajele ce derivă din toate cele ce implică acest lucru. Și am să încep cu timpul, ce din punctul meu de vedere este cel mai mare dușman al nostru. Alergăm, trăim în secolul vitezei, așa cum spune toată lumea, deci timpul nostru este foarte prețios. Dacă mergem la un mediator să desfacem căsătoria, asta se poate întâmpla în funcție de disponibilitatea părților și trebuie din nou să subliniez acest lucru în funcție de cât de voluntari sunt ei să facă lucrul ăsta, pentru că nu-i obligă nimeni să vină la mediator, ci ei vin în mod voluntar. Deci acest lucru se poate întâmpla într-o oră, două, o zi, o săptămână maximum, în funcție de disponibilitatea lor, de timpul lor, poate știu eu, lucrează sau nu au timp pentru asta. Dar, mă rog, în instanța, dacă mergem, asta poate dura 3-4 termene, ceea ce poate însemna 6 luni, un an, poate și mai mult de atât. S-au văzut cazuri în care a durat asta și, știu eu, 3-4 ani. Mai ales când e vorba și de copii, întotdeauna durează. Este vorba despre copii și acolo se complică iarăși lucrurile și o să discutăm imediat și despre lucrul ăsta, pentru că este foarte important. Din nou aduc în discuție situația copilului sau copiilor rezultați din căsătorie, pentru că acolo este cea mai mare durere a societății noastre în momentul în care se întâmplă o desfacere de căsătorie sau un divorț în instanță. Deci, din punct de vedere al timpului, medierea aș putea spune că este mult mai avantajoasă pentru cuplurile care doresc să rezolve asta pe cale amiabilă și cu un timp mult mai scurt. Într-un timp mult mai scurt. Cred că un alt avantaj e și faptul că e într-un cerc mai restrâns. Exact, ați punctat foarte bine acest lucru și mă bucur că ați făcut asta, probabil și datorită faptului că am venit și am făcut atâtea emisiuni, colegii noștri de la Centrul de Mediere Ploiești și-au atins oarecum scopul, cel puțin cu dumneavoastră, pentru că ați înțeles că este foarte important de știut faptul că, din punct de vedere al confidențialității, într-o sală de judecată, spre exemplu, imaginați-vă că sunt atâtea perechi de ochi. Nu se întâmplă nimic și de urechi, bineînțeles. Nu se întâmplă nimic fără ca toată lumea care este prezentă acolo să audă aceste întrebări pe care judecătorul le adresează celor doi. Sau, mă rog, da, nu caz. Este foarte plăcut, asta exact. E clar. Se produc tot felul de sentimente de stânjeneală, trauma care derivă după acest proces. Mai este și riscul de a fi judecați de cei din jur, de a fi judecați greșit, pentru că nimeni nu știe ce s-a întâmplat în familia respectivă. Riscul de a fi denigrați, de a fi judecați, așa cum am spus, de cei din jur. Și în ultimul rând, de a suporta public discuțiile care derivă din împărțirea averii. La mediere, conflictul avut între cei doi soți se rezolvă într-un mod discret în biroul mediatorului.
într-un mod civilizat, într-un mod elegant, dacă vreți. Nimeni decât cei care vor participa la această mediere și asta cu acordul celor două părți nu vor putea participa la această mediere. Ar fi bine sau, mă rog, dacă sunteți de acord, să vorbim un pic și despre costurile care le implică o vizită la mediator. Costurile la mediator sunt destul de reduse, de obicei cam 60% din mai ieftine cu 60% decât costurile din instanță. Fiecare caz este se calculează nivelul onorarului la fiecare caz în parte. Deci nu există un cost standard. În funcție de complexitatea cazului, de numărul de ore care necesită în rezolvarea problemelor, se va fixa și onorariul. Prima vizită se plătește? Nu. Prima vizită e gratuită, prima vizită să vină de informare să ia contact, este gratuită. Da, să se informeze. Da, vine omul, se informează, află tot ce trebuie făcut, dorește să continuă, nu dorește... Cel puțin a plecat informat și știe despre ce este vorba. Cine suportă costurile? Costurile medierii le suportă toate părțile aflate în mediere. Să înțeleg ei sau trebuie jumătate? Nu, în sume egale, să spunem așa. Sau dacă o parte convine să plătească absolut, dorește să plătească singură onorariu, îl plătește... Ei sunt cei care hotărăsc asta. Da, ei sunt cei care hotărăsc. Pentru că mai avem doar câteva minute, v-aș ruga să ne spuneți cam cum se comportă cuplurile în astfel de situații când ajung să desfacă o căsătorie. Cuplurile prima dată vin un pic stânjenite, un pic temătoare, pentru că medierea este implementată nouă în România și încă nu toată lumea știe despre ce este vorba exact. Dar după primele 5-10 minute încep să se relaxeze, ca să spunem așa, și în conversație. Încep să-și găsească singuri soluțiile pentru a-și rezolva conflictul și ajunge la o cale bună pentru amândoi. Cam cum se desfășoară o astfel de ședință? După ce au venit la dumneavoastră, ce se întâmplă? Se întâmplă numai lucruri bune la mediere, așa cum bine am spus, lucrurile nu stau foarte simplu, totuși este vorba despre destrămarea unei familii care aceștia doi au conviețuit atâta timp, este vorba despre implicarea emoțională pe care o presupune o desfacere a căsătoriei, dar după cum bine am spus, este vorba și despre un eventual minor care a rezultat în urma acestei căsătorii. Este foarte important să amintim ceva și să spunem telespectatorilor dumneavoastră că dacă există un minor care a împlinit 10 ani în această căsătorie, el poate fi audiat de judecător oricând în instanța de judecată. Acest lucru producându-i traume poate care nu se mai pot în timp repara. El nu va înțelege de ce un judecător îl întreabă dacă dorește cu cine dorește să rămână după ce aceștia se vor despărți. În schimb, la mediere, lucrul acesta nu se întâmplă. Părinții sunt cei care hotărăsc cu cine rămâne copilul. Mediatorul nu-l audiază, nu-l deranjează pe minor nici de cum. Este foarte adevărat că părinții pot apela la un psiholog pentru a minimiza orice fel de traumă pe care acest copil ar putea o simți. În principiu, lucrurile se desfășoară în mod lejer într-o astfel de ședință de mediere. Și după ce s-au spus toate părerile celor două părți, este momentul în care mediatorul încheie acordul de mediere. Este foarte adevărat că nu întotdeauna părțile se înțeleg de la bun sau pe parcurs se răzgândesc. Și atunci mediatorul are la îndemână un instrument care mie mi se pare extrem de eficace și anume
sesiunile separate de care poate dispune fiecare parte cu mediatorul. Adică, mediatorul intră într-o sesiune separată cu una din părții, ascultându-l activ pe acesta și astfel partea respectivă va înțelege că mediatorul este o persoană neutră care dorește să îl ajute pe acesta să comunice eficient pentru a-și genera singur soluția de care cei doi au nevoie. Bineînțeles că și cealaltă parte va beneficia de același tratament și atunci lucrurile pot lua o turnură favorabilă pentru ambii în același, în aceeași măsură. Acordul de mediere va fi semnat, dacă va fi încheiat, acordul de mediere va fi semnat de cele două părți, va fi semnat și de mediator, urmând a se a merge cu el în instanță pentru în cuviințarea de către instanța de judecată. Deci căsătoria nu se desface practic la mediator, trebuie să ajungă în instanță. Căsătoria, da? Se desface la mediator, dar trebuie divorțul să se pronunțe în instanța de judecată, pentru că este așa spune legea, noi ne supunem rigorilor acesteia și în orice caz este un act care nu poate fi desfăcut decât de cei care l-au înfăptuit, ca să zic așa. Da. Vă mulțumim frumos pentru informațiile oferite. Dacă aveți vreo problemă și considerați, să sperăm că nu aveți, dar dacă există totuși o problemă și o puteți soluționa mult mai simplu și mai elegant, puteți apelați la Centrul de Mediere pe Gheorghe Doja, numărul 70, etajul 1, birou 1, Centrul de Mediere Ploiești. Vă mulțumim încă o dată, mulțumim și telespectatorilor pentru interesul acordat. Vă așteptăm cu mare drag și într-o altă emisiune. Și noi vă mulțumim. Bună seara, bună seara. O seară bună tuturor. Bună seara.